Bun găsit la o nouă ediție Romi pentru România. Ieri a fost marcată Ziua Nediscriminării în România. În acest context, în emisiunea de astăzi vă prezentăm un material care analizează etapele pe care le-a traversat România în ultimii 30 de ani, în ceea ce privește combaterea discriminării și campaniile derulate de Partida Romilor pentru stoparea manifestărilor rasiste și respectarea drepturilor romilor. Tot în această ediție urmăriți cum se desfășoară una dintre campaniile Partidei Romilor, Caravana Culturală Romi pentru România, la Florești, în județul Prahova, care are scopul de a integra comunitățile de romi. Rămâneți alături de noi! Romi pentru România începe chiar acum! Pe 31 august, în țara noastră este marcată Ziua Nediscriminării în România. Data amintește de momentul aprobării de către Guvernul României a Ordonanței 137 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare în anul 2000. Conform definiției oferite de Agenția Europeană pentru Drepturile Omului, discriminarea este atitudinea prin care o persoană este tratată mai puțin favorabil decât o altă persoană, pornind de la criterii precum vârsta, genul, naționalitatea, etnia, religia sau starea de sănătate. În urma adoptării Ordonanței de Guvern 137 din 31 august 2000 și a hotărârii Guvernului numărul 1194/2001, în România a fost înființat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, autoritate de stat autonomă aflată sub control parlamentar. Instituția are atribuții în prevenirea, medierea și monitorizarea faptelor de discriminare, investigarea și sancționarea acestora și acordarea de asistență de specialitate. Romii reprezintă una dintre cele mai numeroase minorități etnice de pe teritoriul României. Studiile sociologice au demonstrat faptul că stereotipurile au alimentat de-a lungul timpului în societatea românească manifestările de discriminare și de ură împotriva romilor. Încă de la înființare, Asociația Partida Romilor Pro Europa s-a implicat pe mai multe planuri în combaterea discriminării și respectarea drepturilor omului. În peste 30 de ani de activitate, organizația Partida Romilor a inițiat acțiuni și proiecte menite să impună respectarea drepturilor minorității rome, derulând campanii și formulând inițiative legislative care să susțină dreptul la muncă, dreptul la viață și un trai decent, dreptul la educație al copiilor romi și promovarea identității etnice. De altfel, etnia romă a avut timp de 10 ani o reprezentare la vârf în Parlamentul României. În cei 16 ani de mandate, în calitate de deputat al minorității rome, președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, a îndeplinit și funcția de președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale. Sub conducerea sa, în această perioadă, au fost susținute peste 700 de ședințe de comisie, în cadrul cărora au fost dezbătute aproximativ 900 de inițiative legislative. Indiferent de natura textului analizat, președintele Nicolae Păun a cerut colegilor săi abordarea drepturilor omului dintr-o perspectivă deschisă și coerentă. Eu doar câteva cuvinte vreau să exprim cu privire la acest proiect de lege și nu numai. Făceam referire la faptul că, sau vreau să fac referire la faptul că trei teme sunt extrem de importante pentru clasa politică românească, inclusiv, nu exclusiv, inclusiv acțiunea de facto a guvernului. Nu contează ce coloratură are, că e de stânga, că e de centru, că e de dreapta. Când ne gândim că un stat democratic, modern, ne dorim să fim cu toții, are trei axe importante, principale, educație, sănătate și dezvoltare comunitară. Această problemă legată de educație, legată de sănătate, de dezvoltare comunitară, trebuia să aibă rezolvare în concret al lucrurilor și nu să o mermelim, să o amețim, că de fiecare dată o amețim. Nu venim cu nimic concret.
Pentru că, de exemplu, profesia liberală o poți regăsi și la medici și la profesori. Deci, eu trebuie să-l văd pe medic când vrea să-și facă niște diferențe de fonduri tehnice. În calitate de președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale a Parlamentului României, Nicolae Păun a susținut dezvoltarea legislației de combatere a oricăror forme de discriminare. În peste 300 de conferințe prezidate de deputatul Nicolae Păun, au fost semnalate problemele minorității rome și respectarea drepturilor omului și au fost organizate sute de reuniuni naționale și internaționale cu referire la minoritatea romă. Nicolae Păun s-a deplasat în teritoriu în cadrul activităților de control parlamentar și a coordonat elaborarea unor rapoarte privind abuzuri asupra persoanelor cu handicap, încălcarea gravă a drepturilor cetățenești, a drepturilor copilului sau deținuților, abuzurilor instituționale, dar și a cazurilor de segregare și discriminare etnică. Raport comun asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea ordonanței Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Prin urmare, Comisia pentru Drepturile Omului și Comisia Juridică au fost sesizate în dezbatere în fond. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 10 aprilie 2006. Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci, precum și Comisia pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați, sesizate pentru aviz, au acordat proiectului de lege aviz favorabil. În urma discuțiilor purtate, membrii Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități, precum și membrii Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea cu amendamente a proiectului de lege pentru modificarea și completarea ordonanței Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Prin urmare, solicităm plenului Camerei adoptarea prezentului proiect de lege. Este important de amintit că în această perioadă, în urma audierilor și activităților derulate în acest for reprezentativ, au fost soluționate un număr de peste 3.356 de petiții, iar numeroase proiecte legislative care necesitau aprobarea Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale au fost analizate cu maximă responsabilitate și obiectivitate. De la tribuna Parlamentului României, deputatul Nicolae Păun a pledat în nenumărate rânduri pentru respectarea drepturilor romilor. Am subliniat în textul interpelării că peste 500.000 de persoane, cetățeni români de etnie romă, nu au documente de identitate și documente care să ateste că ei locuiesc acolo unde doresc. Sau, altfel spus, n-au nici documente pentru locuințele în care trăiesc. Foarte mulți copii nu primesc îngrijire medicală corespunzătoare. Bătrâni, nu puțin la număr, de asemenea, nu pot beneficia de medicamente gratuite și nu pot beneficia de asistență medicală corespunzătoare, să nu mai aducem în discuție că în peste aproape 500 de localități după teritoriul României, unde găsim comunități de romi foarte mari ca număr, în aceste localități nu există apă potabilă. Romii în România n-au cerut decât să fie tratați ca și cetățeni ai acestui stat și niciodată nu mi-aduc aminte, cel puțin eu, poate memoria mă lasă acum, în joacă feste, dar n-am auzit ca un cetățean român de etnie romă să ceară mai mult decât să fie respectat și să respecte, decât să devine cetățean cu drepturi depline a acestei țări. Principiile majore legate de respectarea drepturilor omului și combaterea discriminării au fost permanent promovate de către Nicolae Păun în cadrul organizației Partida Romilor, în agenda Asociației Reprezentative a Romilor, regăsindu-se constant acțiuni menite să semnaleze opiniei publice și autorităților abuzurile, să sprijine persoanele ale căror drepturi sunt încălcate și mai ales să prevină și să sancționeze orice formă de discriminare.
ne-a dat afară ca pe câini. Avem copii, avem familie. Nu ne-am opus la evacuare. Am plătit tările la stat, chirie, am zis să apă, lumină. Deci am avut toate plătite la zi. Deci nu ne bagă nimeni în seamă. Avem actele la primărie de 11 ani. Suntem pe lista de priorități. 8 zile, o zi nimeni n-a venit să vadă din autoritățile române, să vadă cum locuim aici. Au știut dânsii doar să trimită poliția locală și să ne gonească. Dar nimeni n-a venit în schimb să vadă că stăm aici, că sunt oameni bolnavi, că sunt copii cu handicap, care totuși merg la școală, deși stăm aici, așa cum vedeți dumneavoastră, copiii noștri ne facem datoria și îi ducem în continuare la școli. Aici este spitalul. Spitalul trebuie să aibă toate condițiile care sunt impuse prin lege ca să servească orice cetățean român locuitor a Urziceniului și zonelor limitrofe, ca și cum în țara aceasta persoanele cu handicap nu au drepturi și în al doilea rând să spună că este și de etnie romă. O afirmație care e stupefiantă. Romii nu-și plătesc CSS-ul. Cu alte cuvinte, romii nu au voie să vină la spital pentru că nu își plătesc contribuțiile. Pe noi ne interesează spitalul să funcționeze pentru toată lumea. Acest oraș trebuie să fie deschis pentru toată lumea. Dacă facem copii, nu înseamnă un ghinion. Dar uite că Dumnezeu a vrut ca această fată să nască, mama ei este aici, să nască, să ducă sarcina cu bine la bun sfârșit. Bine că fata este sănătoasă și copilul, fetița este sănătoasă, dar aceste lucruri nu mai trebuie să le tolerăm. Trebuie să ieșim în stradă și să punem punct discriminării și rasismului. Filialele Partidei Romilor din întreaga țară și-au însușit aplicarea cu prioritate a conceptelor privind respectarea drepturilor omului, egalitatea de șanse și înlăturarea stereotipurilor din societate. Prin campaniile derulate la nivel național, filialele Partidei Romilor au militat pentru combaterea segregării și manifestărilor cu caracter rasist la nivel școlar și instituțional, apărând și cerând respect pentru cetățenii români de etnie romă. În plus, numeroase măsuri legislative inițiate de Partida Romilor în Parlamentul României, indiferent că vorbim de domeniul culturii, educației, asistenței sociale sau justiției, au susținut egalitatea de șanse și combaterea discriminării. Din ianuarie 2021, în România există inclusiv legea antițigănismului, un proiect legislativ inițiat de deputatul Partidei Romilor, Daniel Vasile. Legea adoptată de Parlamentul României asigură un instrument juridic cu ajutorul căruia, în prezent, pot fi incriminate și sancționate acțiunile de discriminare a romilor. Rasismul este o teorie care susține inegalitatea biologică și intelectuală a raselor umane. În istoria umanității au existat numeroase episoade care au întărit expresia rasismului. Sclavia, colonialismul, apartheidul și, nu în ultimul rând, Holocaustul. Rasismul poate fi combătut în cel mai eficient mod prin adoptarea unei atitudini bivalente. Pe de o parte, combaterea surselor de rasism, iar pe de altă parte, sancționarea acestora ca infracțiuni grave care lezează drepturile fundamentale ale omului. Antițiganismul este o formă specifică de rasism îndreptat împotriva romilor. Putem defini antițiganismul ca fiind percepția referitoare la romi, exprimată ca ură împotriva acestora prin manifestări verbale sau fizice, motivate de ură împotriva romilor și a proprietăților acestora și îndreptate împotriva instituțiilor, organizațiilor non-guvernamentale, a culturii, tradiției și a limbii romanii. Necesitatea adoptării unui act normativ distinct care să introducă măsuri privind prevenirea și combaterea antițiganismului, decurge și din faptul că asemenea manifestări nu au putut fi combătute prin intermediul mijloacelor legislative aflate la dispoziție în prezent.
Vreau să subliniez faptul că această lege nu creează o categorie de cetățeni privilegiați. Este vorba de instituirea unor mecanisme și instrumente juridice care să permită instituțiilor publice și organelor abilitate să prevină și să lupte eficient împotriva unui fenomen de natură să combată plăgile trecutului și prezentului. În prezent, atât în România cât și la nivel internațional, societatea încă se confruntă cu puternice manifestări rasiste. De-a lungul timpului, în cadrul emisiunii noastre, am mediatizat constant acțiunile și opiniile care au semnalat public existența unor practici discriminatorii la adresa romilor. Mergem pe acest aspect de implementare a legislației, dar eu văd progrese în sensul în care cel puțin am scos la suprafață cazurile de discriminare. Că până în 2000-2002, până să se înființeze CNCD și până în 2000, până să se adopte legislația, aveam o cultură a negării existenței faptelor de discriminare. Acum avem cazuri. Sunt scoase la suprafață, da, și exact. Le sunt și în instanță, sancționăm. Sunt la CNCD, unele sancționăm, altele le desfințează instanța sau menține instanța, dar avem. Gândiți-vă că avem niște sancțiuni care înainte de 2000 ne-am fi închipuit că am putea să le avem exista în, până la putea urmă. Să existe în România, ceea ce este un progres. Da, se puteau face lucruri mai bine, se puteau face lucruri altfel, cu siguranță, dar cred că trebuie să construim din ceea ce am făcut până acum, să evaluăm, să vedem unde suntem. Mi-a rămas în minte ce spuneați la începutul emisiunii, că discriminarea nu ține cont de educație, deși acest lucru îl aud mai peste tot. Cum putem să înlăturăm sau ce putem face să nu mai discriminăm? E greu de spus că sunt mulți, mulți factori. Vedeți că și Statele Unite au niște ani de democrație consolidată, sunt dați exemplu peste tot și totuși au probleme destul de grave. Cred că trebuie să credem în drepturile omului și în aceste principii, dreptul la demnitate, și trebuie să le promovăm în permanență și să luăm atitudine atunci când există derapaje și se încalcă aceste principii. În ultimii ani au fost nenumărate evenimente care au demonstrat prezența unor curente rasiste, care s-au declanșat în situații de criză. În perioada pandemiei, atunci când numeroase stereotipuri legate de romi au dezlănțuit o serie de atacuri la adresa minorității, echipa emisiunii noastre s-a alăturat demersurilor derulate de Partida Romilor, personalități publice și ONG-uri în cadrul unei campanii împotriva rasismului. N-ai cum să etnicizezi curajul unui om, educația unui om, n-ai cum să etnicizezi boala. Când a făcut bine rasismul? Atunci când rasismul este exprimat de către persoane publice, deja devine extrem de periculos. Mă numesc Dragoș Dumitru, am 35 de ani și sunt actor. Pentru un om care gândește simplu, aș putea fi doar un țigan. Pentru ceilalți, sunt un om care aparține etniei rome. Mi-aș dori să ne stârnim mai tare curiozitatea pentru toate lucrurile din jur și mai ales pentru tot ce e viu. Bună, sunt Oana Rusu, sunt actriță. Sunt mama a doi copii, sunt soție, sunt om. Sunt un om extrem de optimist. Cred că după această perioadă lumea va rămâne aproximativ la fel. Ceea ce s-a schimbat în această perioadă este teama oamenilor, vulnerabilitatea lor. Și unii reacționează agresiv, și au fost foarte multe reacții negative în această perioadă la adresa comunității rome și nu numai. Mi-aș dori și, dacă îmi permiteți, aș îndrăzni să recomand să fiți buni unii cu alții. Să iubiți pe cei de lângă voi și să încercați să-i înțelegeți.
Numele meu este Magda Matache și sunt directoarea programului de studii rome de la Universitatea Harvard din Statele Unite. Sunt și strănepoata Mariei Nicolae și a lui Maria Înghiță din satul Copăcenii de Sus, etichetați ca români emancipați, adică sclavi romi, în actele de stare civilă. Aș vrea să subliniez că rasismul este o boală preexistentă pandemiei de COVID-19, iar romii s-au confruntat cu rasismul de la o generație la alta încă din perioada sclaviei. Pandemia a scos la iveală multe manifestări ale rasismului și în mod special violențele poliției în comunitățile de romi și discursul discriminatoriu din mass media. Însă aceste acțiuni nu sunt doar expresii ale repulsiei sau ale prejudecăților românilor față de romi. Niciodată nu a fost vorba numai despre prejudecăți. Rasismul nu s-a născut din prejudecăți, ci din interese economice și din nevoia de a justifica moral exploatarea, violențele și tratamentele inumane îndreptate împotriva romilor. Însă pandemia ne oferă o lecție importantă tuturor. Românii și în mod special reprezentanții instituțiilor statului trebuie să învețe să îmbrățișeze o nouă abordare antirasistă, să promoveze idei și politici antirasiste, să construiască un nou vocabular și o morală antirasistă bazată pe justiție socială, economică și reparatorie. Cât de prezentă este discriminarea chiar dacă nu o vedem? Un studiu realizat anul trecut de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Institutul pentru Politici Publice a constatat că există rate foarte ridicate de intoleranță față de romi în instituțiile de învățământ. Raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite privind respectarea drepturilor omului în România în anul 2023 semnalează existența actelor de segregare a romilor în educație și accesul limitat la serviciile de sănătate. De asemenea, un raport publicat anul trecut de Consiliul Europei privind Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale a constatat că sentimentul antițiganismului este o problemă serioasă în societate, efectele fiind resimțite prin segregarea persistentă a romilor în educație, ori la servicii sociale și condiții de locuire decente. Recomandările Consiliului Europei menționează încă de anul trecut că, pentru prevenirea și combaterea antițiganismului și discriminării împotriva romilor, sunt necesare intervenții ale autorităților române, dar și atragerea și finanțarea proiectelor organizațiilor non-guvernamentale, cele mai urgente acțiuni vizând educația, accesul pe piața muncii și integrarea în societate. În cadrul celui mai important eveniment național al minorității rome, Congresul Reprezentanților Comunităților de Rom din noiembrie anul trecut, toate aceste probleme și multe altele și-au găsit loc în agenda propusă de liderul Partidei Romilor, Nicolae Păun, în fața autorităților și liderilor principalelor forțe politice. Oamenii aceștia care sunt prezenți în sală din cele 400 de comunități sunt prezenți aici astăzi pentru a susține o nouă viziune a Partidei Romilor în raport cu instituțiile statului, în raport cu partidele politice, de ce nu, o nouă viziune pentru următorii 10 ani, în sensul în care dorim cu toții ca viața comunităților de romi să se schimbe. 4150 de delegați din 400 de comunități vin și spun cu toții pe aceeași voce, în același gând, cu același gând, că România are nevoie de romi și noi avem nevoie de România. Partida Romilor intenționează să pună umărul la modernizarea, perfecționarea democrației europene. Vrem să nu stăm cu mâna întinsă, vrem să fim parte la dezvoltarea acestei țări. Eu mi-am pierdut 30 de ani din viață în politică, din 1990 și până în prezent. Vreau să văd cu ochii mei niște lucruri că încep să fie realizate. Cred că o să fiți și dumneavoastră de acord cu problemele pe care le-am identificat noi. Este vorba de educație, este vorba de sănătate, este vorba de dezvoltare comunitară, este vorba de reprezentativitate, este vorba de cultură. Noi toți de aici, din această sală,
avem niște scopuri nobile și nu personale. Ne interesează în mod categoric viitorul copiilor noștri. Noi vrem să dăm acestei țări doctori, avocați, ingineri. Vrem să fim parte a procesului de modernizare. Vrem să avem forță de muncă care să crească în România. Copiii noștri vrem să crească într-o ambianță extraordinară. De ce? Cred că merităm. După 700 de ani în care am fost robi, în care am fost deportați, am fost trimiși la Auschwitz, Birkenau. După ce am murit în primul război de independență, după ce am murit în primul război mondial, în al doilea război mondial, după ce bunicii noștri și prietenii noștri au murit și la Revoluție, după ce istoria consemnează că am fost loiali acestei țări. Nu am ridicat niciodată capul din pământ, noi ca minoritate. Întotdeauna am respectat și respectăm această țară, acest popor. Vrem să începem o nouă etapă în viața noastră. Vrem să fim respectați. Cât de periculoase pot fi atitudinile rasiste pentru umanitate, ne-a dovedit-o istoria. Specialiștii atrag atenția că, în prezent, situațiile de criză sunt amplificate de rasism, iar astfel sunt create și alimentate conflictele interetnice. E o poveste care ar trebui să ne sperie acum ca să nu ne sperie mai târziu. Orice situație de criză atrage după sine tot felul de manifestări de acest tip. Mai mult decât atât, situația de criză are această particularitate de a căuta țapoi spășitori, de a căuta un element de proiecție. Toate nemulțumirile, toate relele să le proiectăm pe un vinovat. Vinovatul poate să fie, cum spunea Gustav Le Bon, liderul maselor. Poate fi o altă etnie, poate fi altcineva. De câte ori vine vorba de acest lucru, eu zic că nici măcar nu știu dacă apare o grad de comparație. Putem spune e foarte grav, oricum ar fi e foarte grav, pentru că avem din păcate o istorie a umanității urâtă din punctul ăsta de vedere și ele trebuie eradicate, aceste tendințe, încă de la început. În contextul acesta al unei viitoare crize economice, a unor vremuri destul de tulburi, blestem chinezesc punea să trăiești vremuri interesante. Iată că trăim vremuri interesante, nu știm cum vom face față și mai mult decât atât, populațiile, etniile neintegrate corespunzător vor face față cu atât mai greu. Mai degrabă cred că e nevoie de compasiune, de ajutor reciproc, de solidaritate la nivel social, mai degrabă decât de vinovați. Cu siguranță etniile nu sunt vinovate cu nimic pentru simplu fapt că sunt minoritare. Nu există nicio legătură logică. Asta se numește cogniție irațională în psihologie. Mă gândesc la ceva ce nu are legătură cu realitatea, nu are niciun corespondent în realitate. Dar pot fi extrem de periculoase. Răspunsul este că aceste tendințe și aceste fenomene pot degenera, pot fi extrem de periculoase de ambele părți. Este important de amintit faptul că la nivel internațional, curentele extremiste și manifestările discriminatorii continuă să afecteze cetățenii de etnie romă de peste hotare. Recent, Partida Romilor s-a implicat și a susținut demersurile de rezolvare a cazului familiei de cetățeni romi din Leeds și a colaborat atât cu autoritățile române, cât și cu activiștii romi din Marea Britanie pentru soluționarea acestei situații. Această prejudecată față de oamenii noștri, față de poporul meu, ca să ne calificăm despre cine vorbim, rom, contribuie cumva la exagerarea și la oamenii din sistemul de protecție socială din Anglia vin cu prejudecăți față de oamenii noștri și orice se întâmplă, ei exagerează de 10 ori. Această vorbă sau această faptele oamenilor noștri. Da, pentru că prejudecățile lor și cumva în ce a fost surprinzător pentru mine și șocant în același timp e să văd cât de liberală este societatea din Marea Britanie în ceea ce privește drepturile, sunt cei care au scris carta pentru drepturile omului, să văd cum mentalul colectiv al Marii Britanii în ceea ce privește romii și travelers și gypsies sunt în secolul XVIII. Adică aceeași narațiune de secolul XVIII se găsește acum. Și asta are o consecință în felul în care sunt tratați oamenii noștri.
Rămâneți alături de noi. Romi pentru România continuă. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Chiar în acest an, când România parcurge 4 tururi de alegeri, manifestările extremiste și naționaliste iau amploare, fiind alimentate de declarații cu miză electorală care încurajează discriminarea etnică. Noul program de țară lansat de Partida Romilor prin proiectul Romi pentru România este o inițiativă a președintelui organizației Nicolae Păun și vizează combaterea discriminării, promovarea respectării drepturilor omului și egalității de șanse, atribute absolut necesare unei democrații autentice. Rom pentru România este un proiect de țară și este nevoie să se înțeleagă că nu ne trebuiesc partide extremiste, nu ne trebuiesc declarații care să facă trimitere la rasism și la discriminare, nu ne trebuie să construim o țară unde toți să conviețuim și să avem șanse egale și să avem oportunități pentru toți, atât romi cât și neromi. Ziua nediscriminării în România este un bun prilej pentru a aminti că drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt împărtășite fără deosebire de rasă, gen, limbă sau religie. Respectarea acestor drepturi, acceptate și recunoscute universal, condiționează în mod direct menținerea demnității umane și evoluția socială. Cu muzică, steaguri și costume tradiționale, așa au întâmpinat membrii comunității de romi din Prahova caravana culturală Romi pentru România, organizată săptămâna trecută în Comuna Florești. Trecând peste temperaturile ridicate, romi din mai multe localități ale județului s-au alăturat organizației Partida Romilor din Prahova și au participat la o paradă festivă desfășurată pe strada principală din Florești. Cu acest prilej, aceștia și-au exprimat cu mândrie apartenența etnică. Sunt rom, a trăit în țară Roma Bactale, toi în Bactale, Leo Gazel, Leo Romai, mulțumim aptumenge! Sunt mândră că sunt de etnie romă! Evenimentul a fost sprijinit de echipele de poliție și jandarmerie și de autoritățile locale. Atmosfera de sărbătoare a cuprins întreaga localitate, iar la primărie, membrii comunității de romi au fost întâmpinați chiar de către edilul comunei. Aș începe prin a vă spune că este o sărbătoare astăzi la noi în localitate, prin acest eveniment care se desfășoară. Am susținut de la început, de când am auzit că urmează să se desfășoare la noi în localitate, acest proiect, de la început și până astăzi, când am emoții vorbind cu dumneavoastră. Mi se pare un eveniment minunat pentru localitatea noastră și pentru, în primul rând, pentru Partida Romilor, care a depus eforturi să facă acest eveniment la noi în localitate. Spectacolul de la Florești face parte din seria de acțiuni culturale finanțate și organizate de Asociația Partida Romilor în această vară, în mai multe colțuri ale țării. Pentru comunitatea prahoveană, caravana culturală Romi pentru România a reprezentat o premieră. Uite că a venit și la noi. Uite că evenimentul Caravana Culturală a Romilor s-a deplasat și în Prahova. Și în primul rând vreau să-i mulțumesc domnul președinte Nicolae Păun pentru acest eveniment frumos. Că vă uitați și dumneavoastră ce eveniment frumos am organizat noi, Partida Romilor Prahova, cu ajutorul Partidei Romilor de la Centru. E prima sărbătoare a romilor în Florești, Prahova. E o colaborare destul de puternică în Florești, Prahova. Aici avem și consilieri locali. Sperăm mai multe să facem în Comuna Florești. Vreau să transmit un mesaj comunităților de romi din Prahova, că suntem oameni serioși, am demonstrat că suntem serioși și vom fi aproape de ei.
Președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, împreună cu o delegație a Organizației Centrale, a participat la evenimentul de la Florești, fiind întâmpinat de reprezentanții autorităților locale și județene și de către comunitate. Evenimentul a confirmat buna colaborare dintre Partida Romilor și autoritățile locale. În această zi, cred că putem spune că formalizăm un angajament al nostru. Împreună vom fi garantul incluziunii tuturor familiilor din județul Prahova, să nu mai existe nicio discriminare și toată lumea să aibă acces la o viață cât mai bună. Este cunoscut faptul că în ultimii ani implicarea domnului președinte Păun în realizarea proiectelor comunității dumneavoastră a dat roade foarte mari, iar în acest sens și Consiliul Județean a venit alături de anumite proiecte în dezvoltarea comunității dumneavoastră. Putem exemplifica proiecte în dezvoltarea infrastructurii școlare, proiecte prin care am implementat proiectele culturale, prin care s-a dezvoltat identitatea culturală a dumneavoastră. În plus, mai avem și proiecte prin care am asigurat accesul dumneavoastră la servicii sociale și servicii de sănătate. Mai sunt multe de făcut. Este adevărat și totuși greu de crezut că în 2024 mai sunt familii în care nu au acces la apă, canal, electricitate. Tocmai de asta suntem astăzi împreună și garantăm că numai împreună vom reuși să depășim și acest mic obstacol și să asigurăm cel mai bun nivel de trai pentru toate familiile din județul Prahova. Pentru mine este o mare bucurie să fiu în seara asta aici, o mare onoare să fiu lângă un prieten vechi, nu ne-am revăzut de mult, un om respectat în România, președintele comunității dumneavoastră, a acestei partide a romilor, renumită pentru ceea ce a reușit să implementeze în atâția ani în România. Personal, în general, politicienii vin să vă spună că vă respectă, că vă iubește, că vă ajută. Eu vă spun să fiți sănătoși, să fiți mândri că sunteți români, să fiți mândri că aveți în frunte oameni care se zbate pentru ceea ce reprezentați dumneavoastră, pentru că dumneavoastră reprezentați și sunteți identitate în cultura și identitatea poporului român. Sunt din comunitatea dumneavoastră oameni de valoare din cultură, din educație, din sport, care au făcut cinste acestei națiuni, din politică și din toate domeniile. Mă închin în fața dumneavoastră pentru unitatea de care dați dovadă. Și mă bucur că sunteți mândri că sunteți români și România este pregătită pentru dumneavoastră. Sunteți aici la Florești, la un model de primar, gazda dumneavoastră din seara asta. Dumnezeu să ne ajute să fim o forță, România, că avem cu ce să ne mândrim, să fiți mândri că sunteți unii dintre dumneavoastră și faceți parte din această comunitate de romi, pentru că ați dat țării ceea ce este mai bun. România a uitat să se mândrească și a uitat să se laude cu ceea ce are mai bun. Sunteți buni și vom reuși împreună. Pentru mulți dintre semenii noștri, aceasta este o perioadă dificilă, cu încercări grele și cu lecții de viață. Acestea pot fi depășite cu ajutorul nostru al tuturor. Înțelegerea între culturi diferite în societatea noastră este esențială și toleranța este cheia. Iar toleranța are la bază cunoașterea reciprocă. Aș vrea să felicit fiecare copil de etnie romă care merge la școală, pe fiecare mamă romă care își duce copiii în sistemul educațional și contribuie la îmbunătățirea vieții acestora, pe fiecare dintre artiști care prin munca lor ne aduc mai aproape de valorile dumneavoastră, pe fiecare funcționar public de etnie romă care a înțeles că cea mai bună modalitate de a îmbunătăți sistemul este să faci parte din el. Nu vreau să vorbesc mai multe, deoarece ne așteaptă două zile de distracție. Nu vă mai spun decât atât. Suntem uniți, haideți să punem împreună umărul pentru a face o Românie așa cum ne-o dorim cu toți. În mesajul adresat mulțimii, liderul romilor a subliniat semnificația proiectului Caravana Culturală Romi pentru România. Totodată, președintele Nicolae Păun a amintit de punctele prioritare în această toamnă de pe agenda Partidei Romilor legate de situația comunităților. De ce această caravană culturală a romilor în toată țara? Știm cu toții că doar arta, cultura și sportul poate să pună la un loc, indiferent de etnie, valorile umane. Prin urmare, prin această caravană, noi am vrut să spargem tiparele încă existente între noi și majoritari,
să ne întâlnim într-un loc ca de exemplu ca acesta, să organizăm o seară, două, cum ați organizat voi, unde să ne întâlnim, să socializăm, să ne mai descrețim puțin frunțile, că și așa suntem destul de supărați de viața pe care o ducem. Trebuie să recunoaștem că nu o ducem foarte bine și atunci, în această atmosferă, poate reușim unul cu celălalt, adică român și țigan, să înțelegem că doar în liniște, cu iubire de oameni, putem să conviețuim și să facem o viață mai frumoasă copiilor noștri. Caravana culturală a Partidei Romilor a fost organizată în toate județele țării. Astăzi și mâine se află în Prahova. Am apelat la prietenii noștri cei mai buni din Prahova, și anume la structura Partidului Național Liberal, speță la cei pe care îi vedeți astăzi aici, ne-a îngăduit să organizăm acest eveniment gratuit, fără niciun ban. Noi am venit cu partea noastră de contribuție, deci prin urmare, doamna primar, toată stima și considerația, vă mulțumim în mod deschis. Un alt lucru pe care vreau să vi-l spun este acela că în Prahova, dacă nu știați, poate nu știați câți romi sunteți pe aici prin Prahova, vă spun eu, depășiți 30.000. Sunteți o forță din punct de vedere politic. Sunteți și o comunitate cu multe probleme. Exagerat de multe probleme. Ori problemele pe care dumneavoastră le aveți, noi nu putem să le rezolvăm fără voi. Sunt convins că sunt atât de multe lucruri de făcut, încât chiar dacă ne-am apucat să le înșiruim, nu ne-ar ajunge o agendă întreagă, de la prima filă până la ultima. Vreau să mulțumesc Partidului Național Liberal pentru buna colaborare pe care am avut-o până în momentul de față. Vom avea niște discuții constructive și sper să ne înțelegem bine și pentru următoarea perioadă care urmează, să putem să vă rezolvăm din parte din problemele voastre. Vă rog, fiți aproape de Partida Romilor, vă rog, fiți aproape de noi, pentru că noi fără voi nu reprezentăm o forță, iar voi fără noi nu vă rezolvați niciodată problemele. Veți rămâne în continuare la ușa primăriei, veți rămâne în continuare nebăgați în seamă. Deci lăsați orgoliile țigănești deoparte și încercați să vă maturizați. Dacă vreți ca binele copiilor noștri să arate altcumva, atunci apropiați-vă frumos de noi. Că avem proiecte, avem programe, știm ce avem de făcut. Important este ca voi să vreți să fiți parte cu noi și împreună să facem o lume mai bună pentru copiii noștri. Un mesaj special de mobilizare și solidaritate pentru tinerii participanți, aflați în număr mare la acest eveniment, a venit din partea liderului organizației de tineret a Partidei Romilor. Cel mai important pentru construirea și dezvoltarea unui tânăr trebuie să pună accent pe educație. Accentul pe educație îl ajută la dezvoltarea lui, a familiei lui, pentru un viitor mai bun. Deci, prin educație înțelegem și educația financiară, chiar când vorbim și de meserii. Nu degeaba se zice că meseria este o brățară de aur. Haideți să o purtăm cu toții la mână, pentru că știm că ne tragem din familii și din neamuri de romi, și să ne păstrăm identitatea culturală. Tocmai de aceea și această caravană Rom pentru România își face turul în toată țara. Suntem Rom pentru România și ne mândrim, domnule deputat, cu asta, pentru că avem tineri, studenți, tineri care activează în diferite domenii, doctori, avocați, juriști, chiar și polițiști și multe alte domenii care ne fac cinste atât comunității noastre, cât și tuturor românilor. Este important ca să scoatem în față modelele pozitive, pe de o parte pentru a fi un exemplu pentru comunitatea noastră, cât și pentru a schimba imaginea aceea negativă cu privire la comunitățile noastre de romi. Și haideți, fraților, să fim mai buni, fie că este vorba între noi romii, fie că este vorba între români și romi. Suntem toți cetățeni români și trebuie să ne iubim și să ținem aproape.
Peste 10.000 de oameni s-au strâns la scena amplasată în parcul din Florești. S-au bucurat împreună și au petrecut momente speciale în compania artiștilor preferați, în cadrul evenimentului care s-a prelungit până la miezul nopții.